Bine ai venit la interviuri cu experți! Azi te invit să urmărești un interviu special cu domnul Gheorghe Peagu, terapeut Bowen, Theta Healing, Access Bard, mentor coach de transformare interioară, specializat pe transformarea corpului. În acest interviu vei descoperi cum aceste tehnici revoluționare împreună cu programul de conștientizare și transformare interioară în 12 pași pot transforma viața noastră în și mai bine. Dacă ești în căutarea unei vieți pline de sănătate, prosperitate și liniște sufletească, acest interviu este exact ceea ce ai nevoie. Rămâi alături de noi pentru a explora secretele unei vieți fericite, fără suferință și cu un proces de îmbătrânire încetinit. Povestiți-ne despre parcursul dumneavoastră. Cum ați descoperit terapiile Bowen, Theta Healing și Access Bar? Bun găsit tuturor celor care sunt spectatorii sau cei care vizionează emisiunile tale. Eu mulțumesc pentru acest timp minunat în care putem dezbate câteva lucruri despre ceea ce înseamnă terapie Bowen, ceea ce înseamnă Theta Healing, ceea ce înseamnă Access Bars și chiar și despre conștientizare și transformare interioară. Cum am ajuns eu să cunosc aceste terapii, eram pe la vreo 60 de ani și după vreo 25 de ani de muncă în șantier, după vreo 15 ani de muncă spirituală, mai aveam și vreo 10 ani împliniți de viață fără ajutorul medicinii, adică fără tratamente, stăteam și mă uitam cam cum va arăta viața mea în viitor. Și tot căutând pe internet și uitându-mă ce posibilități aș putea accesa, am dat peste o informație că se caută persoane care vreau să devină terapeuți Bowen. M-am uitat, m-am informat, nu prea înțeles eu cu ce se mănâncă această terapie la ora aceea și era cam cu 11 ani în urmă și mă înscriu, depun avansul de înscriere și încep cursurile de terapie Bowen. Cu ajutorul familiei, pentru că eu nu lucram la data aceea și îngrijeam de doi copii în cadrul familiei, am reușit să facem efortul financiar ca în timp de un an de zile să cheltui cei 1600 de lei necesari pentru a deveni terapeut Bowen și într-un an de zile mai eram terapeut Bowen. Bineînțeles că gustând și văzând că este o terapie ușor de practicat și, să zic așa, destul de eficientă în majoritatea cazuisticii de suferință a oamenilor, am mers mai departe și următorii 3 ani până am ajuns la master cu încă câteva mii de euro. Bineînțeles, eu nu m-am oprit aici la terapie Bowen. Am început să ajut familia, să ajut prietenii. Nu am creat încă o societate în care să oficializez această activitate mea și am început să studiez pentru că mă interesa mai multe lucruri despre sănătate și viață. Și atunci, căutând tot așa pe internet, dau peste un interviu cu o tânără la 26 de ani care pur și simplu m-a impulsionat și m-a făcut foarte curios că o vedeam cum încearcă ea să ne explice nouă că pe oamenii doare capul pentru că îi bate curentul, îi bate vântul. M-a provocat, m-am înscris la primul ei curs de Theta Healing, curs de două niveluri, să zic așa, și timp de 6 zile am stat într-un aer, într-o cămăruță micuță, 35-40 de oameni, cu două aparate de aer condiționat și nu m-a mai durut cap. Curios, pentru că eu ajunsesem în situația în care purtam fes, purtam șepci, purtam căciuli permanențe, chiar și în casă, la cursul, mi-aduc aminte, cursul de Bowen, l-am început iarna, spre primăvară, și mă duceam cu fesul pe cap la curs. Am realizat a doua terapie în viața mea. Nici după aceasta nu m-am oprit și colaborând cu o colegă de tot la fel terapeut Bowen și văzând ce face și ea, într-un schimb de experiență mi-a oferit gratuit din partea ei să fac cursul de Access Bars. Aici am descoperit cu totul altceva și am văzut cum se poate lucra asupra deciziilor mentale pe care le luăm în fiecare zi. Ce v-a determinat să vă dedicați ajutorării oamenilor prin aceste tehnici de vindecare? Eu am crescut
fără tată, dar am crescut lângă niște suflete mari. Și una dintre valorile care mi-au fost inspirate în acea perioadă a fost aceea de a dărui celor din jurul meu din ceea ce am eu. Am crescut cu această valoare. Mi-aduc aminte, eu am învățat să scriu la 5 ani și în clasa 1, când am mers, am găsit colegi repetenți care veneau cu un an, doi, repetau chiar la 3-a oară, clasa 1, și i-am ajutat și au mers cu mine mai departe și au terminat primele 4 clase elementare, să zic așa. Mi-a rămas înrădăcinat acest principiu și am mers mai departe în viață cu el, iar acum, văzând că eu cunosc foarte multe lucruri, aflând foarte multe lucruri în ultimii 10 ani, am zis ca deciziile mele să le împărtășesc cu cei din jurul meu și să îi chem alături de mine pe toți cei care vreau să facă ceea ce fac eu. Pentru cei care nu sunt familiarizați cu tehnicile de terapie, cum ați descrie pe scurt pe fiecare dintre aceste tehnici, Bowen, Theta Healing și Access Bar? O întrebare frumoasă, destul de vastă, dar am să mă limitez puțin. Terapiile Bowen, Theta Healing și Access Bar sunt cunoscute pe internet, sunt mii de terapeuți pentru fiecare dintre ele, dar este necesar să menționăm câteva lucruri. Terapia Bowen funcționează pe principiul echilibrării energetice la nivel de meridiane în corpul uman, pe principiul relaxării sistemului muscular și nervos. Și în felul acesta, pe un fond de relaxare și echilibrare energetică, corpul intră în regimul de vindecare. Theta Healing, în schimb, este o terapie a subconștientului, o terapie în care se lucrează la schimbarea de convingeri și, în felul acesta, schimbând convingerile, poți să schimbi nivelul de viață. Access Bars-ul este tot o terapie a minții și, să zic așa, se duce, se extinde în domeniul spiritual și ea lucrează tot asupra minții, dar de data aceasta vine și, să zic așa, defișează sau pătrunde în hățișurile minții, ca și cum ai pătrunde așa cu o rază de lumină într-un tufiș și începe să-ți lumineze căile, să-ți aducă limpezime și claritate asupra problemelor pe care le ai de rezolvat în fiecare zi. Cum funcționează aceste terapii și ce efecte pozitive au asupra corpului și minții? Este o întrebare delicată. Ceea ce putem noi spune despre efectele pe care le au ele. Terapia Bowen, bazându-se pe echilibru energetic și pe relaxare, aduce omului, în primul rând, încă de pe masa de terapie, o stare de liniște. În general, la terapia Bowen, pacienții mei dorm. Sunt foarte multe cazuri în care adorm. Am avut caz în care, dacă nu aveam martor lângă mine și cronometru care încronometra timpul, după ce s-a terminat terapia, persoana respectivă se întreabă, zice, da, ați terminat? Zic, da. Theta Healing-ul se adresează, așa cum am spus, minții, funcționează foarte frumos prin căutări în subconștientul persoanei despre ceea ce stă la baza vieții lui. Adică mergem la domeniul de convingeri și acolo căutăm să vedem care sunt convingerile care blochează persoana, care sunt convingerile care o țin departe de idealurile pe care le are de parcurs, care sunt convingerile care pur și simplu nu-i dau voie și au blocat corpul, iar corpul țipă în permanență, pentru că el este un semnal al spiritului, să zic așa, un instrument de comunicare a spiritului, corpul în permanență spune că nu mai pot. Prin schimbare de convingeri, Theta Healing-ul, tehnica de Theta Healing, de fapt ne ajută să ne schimbăm viața. Vorbind și despre Access Bars, spuneam că este terapia minții și a spiritului. Prin Access Bars, o terapie care se lucrează pe corp, efectiv, timp de o jumătate de oră, o oră, ca și Bowen-ul altfel, și Bowen-ul se lucrează tot pe corp, cu semnale date corpului,
Access Bars-ul funcționează foarte frumos pentru că se bazează pe un transfer de energie din Univers prin ființa, prin corpul și prin ființa energetică care este pacientul, și în felul acesta, prin activarea mentală a anumitor meridiane, a unor vibrații energetice, se deblochează acele căi energetice în starea emoțională și mentală a omului, încât el poate să vadă adevărul, poate să vadă cu claritate ceea ce are de făcut. Ați creat un program de conștientizare și transformare interioară în 12 pași. Ne puteți spune ce presupune acest program și cum ajută participanții să aibă o viață fericită, sănătoasă și prosperă? Da, ai atins un subiect foarte plăcut mie la ora aceasta. Studiind atâtea terapii, pentru că lângă cele trei amintite, mai am încă în portofoliul meu încă vreo 5-6 terapii pe care le pot folosi și cu care lucrez la pacienții la care este nevoie. E vorba de codul vindecării în 6 minute, e vorba de aromaterapie, de uleiuri esențiale, e vorba de plasturi fototerapeutici și alte lucruri, dansul energetic l-am practicat. Dar să revin la faptul că, fiind un spectru foarte mare de terapii, iar în ultimii ani accesând și Academia Psi Development, unde este o școală pentru suflet și am parcurs câteva programe principale în cadrul Academiei, ajungând aici la nivelul de mentor coach, transformare interioară, la un moment dat mi-am pus întrebarea, ok, am atâtea terapii, unele mi le pot practica mie sau le pot folosi personal, altele numai pentru persoanele din jurul meu. Am învățat atâtea lucruri la școala pentru suflet, ce fac cu ele? Și răspunsul la întrebarea asta a fost ok. Ce ar fi să pun toată această învățătură, toate aceste lucruri, să le strâng într-un program? Nu este un curs, este un program, este un program care se parcurge personalizat și prin el conduc oamenii spre direcția de a accesa conștiința interioară, de aceea el se numește program de conștientizare. Și totodată lucrăm practic cu fiecare persoană la transformarea ei interioară, astfel încât viața este logic că se va schimba. Pentru că transformarea interioară prin conștientizare este actul de bază, de fapt este cheia succesului fiecărei terapii și fiecărei acțiuni, chiar dacă este o acțiune medicală. Ce beneficii și transformări au clienții în timpul și după ședințele de terapie? Care sunt cele mai comune probleme sau provocări pe care le au sau le aveau înainte de a începe aceste ședințe cu dumneavoastră? Da, este la mod acum să se scoată în evidență beneficiile care le are un pacient. Fiind vorba de multe terapii, fiind vorba de un program foarte vast, eu aș scoate în evidență câteva beneficii pentru persoanele care aleg să lucreze cu mine. Primul lucru care vreau să spun este că însăși faptul că ai ales să primești o terapie de la un terapeut este un beneficiu. Un beneficiu pe care cel care nu face o terapie nu-l poate avea niciodată. Al doilea lucru, de ce să mă aleagă pe mine, aș spune eu mai mult, da? Deci un beneficiu al oamenilor, de ce m-ar alege pe mine și nu ar merge la terapeuții ceilalți? Sau de ce nu ar parcurge programele care le-am parcurs eu? Fiecare este liber să facă ceea ce vrea. Dar eu cred și consider că a lucra cu un terapeut pregătit multidisciplinar, cu posibilități de a face o diagnosticare prin scanare energetică pentru cei care au ocazia și șansa să vină în direct sau să ne lângă mine. Deci a face terapie cu o asemenea persoană, beneficiile sunt imense. Pentru că, spre deosebire de alți colegi pe care îi iubesc și le respect munca,
Eu, pe lângă ceea ce face terapia, pot să-l conduc pe om și în afara terapiei, pot să-l ajut și în timpul celor 7 zile, să zic, între două ședințe de PAON, cu informații, cu sfaturi și cu îndrumări pe celelalte aspecte ale vieții lui. Aveți exemple de transformări notabile sau povești de succes ale clienților care au urmat programul dumneavoastră? Pe mine mă amuză această întrebare, o văd frecvent în mijloacele mass media. Ne place foarte mult să trăim din statistici ale trecutului. Tocmai că programul meu de conștientizare și transformare interioară abia s-a născut. Este pruncul care a ieșit din pântecele mamei acum. E încă cald. Prima persoană care îl experimentează sunt eu. Primele persoane care ia contact cu mine încep să ia contact cu, să zic așa, să ajungă la prima ședință de prezentare a programului. Deci nu pot vorbi din punct de vedere al programului de rezultate. Fiind un program de perspectivă, un program care presupune pregătirea omului pentru a ajunge la 120 de ani și mai mult, rezultate. În acest sens, vom putea spune că avem după 10 ani, după 20 de ani, putem spune când eu ajung la 100 de ani, atunci pot să spun, uite cât s-au 90 de ani care au mers și au urmărit acest program. Când eu voi ajunge la 120, atunci pot să spun, uite că sunt la 115 ani care au parcurs acest program. Asta este obiectivul programului. Cât despre terapii, am amintit la terapia Baun, că funcționează și lucrează foarte eficient pe coloană vertebrală, pe sistemele musculare, pe dureri articulare. Am avut caz de hernie de disc programată pentru operație, care în urma programului de terapie Baon, în 5 luni de zile, a omis să mai ajungă la operație, s-a vindecat și este bine și în ziua de astăzi. Pe Theta Healing am avut foarte multe schimbări de convingeri cu foarte mulți colegi, cu foarte mulți pacienți, să zic așa. Un caz deosebit am avut pe Access Bar, un caz pe care nu pot să-l exclud niciodată din experiența Access Bar-ului, o femeie la 40 de ani, cu probleme de anxietate și de probleme, să zic așa, de o negativitate ieșită din comun. Această femeie a dus soțul într-o disperare maximă, încât la un moment dat, făcând ea o greșeală în viață, acesta s-a spânzurat. Ea era în proces de tratament cu mine în acest moment, era spre faza în care părea că toate lucrurile o ia spre bine, deci a început să se reabiliteze și a venit curat peste păză acest incident. Atunci am recurs la sta aproape și ai fi aproape din vedere emoțional săptămânile care au urmat, iar 21 de zile am făcut zi de zi Access Bars. Atât de bine a lucrat această terapie și această tehnică în mintea și în sistemul de echilibrare emoțională al femeii respective, că a reușit să se stabilizeze și după 4 luni de zile, nici chiar n-au trecut 4 luni de zile, ea deja a avut curajul și puterea să-și caute un nou partener. Și la 6 luni de la decesul soțului, ea deja era într-o relație care se profila și a încurajat-o să meargă mai departe pe relația respectivă. Este și acum cu bărbatul respectiv, un bărbat de vârsta ei, dar cu care împărtășește viața altfel. Cum credeți că aceste terapii și programul noastră pot ajuta oamenii să îmbătrânească mai lent și să trăiască fără suferință? Am crescut la țară. Un car are osi. Și osile carului se ungeau cu păpură ca să reziste mai mult. Un vehicul în mișcare are un sistem de rulmenți. Un sistem de rulmenți uns, lubrifiat, corect, parcurge termenul de garanție pentru care a fost proiectat. Sistemul uman, ființa umană, are și ea, am putea spune, un termen de garanție, care poate fi infinit. Ca și cel care a creat-o, cel care locuiește în ea. Ce s-a întâmplat pe parcurs? Exact ce se întâmplă cu sistemul de rulmenți,
când pătrund praf, când pătrund substanțe din exterior care vin și încep să uzeze aceste sisteme și să le facă să cedeze mult mai devreme, ca și osia carului neunsă, cedează foarte repede și te trezești cu carul în drum. Astfel, sper că oamenii vor înțelege că dacă noi prin transformare interioară, prin conștientizare în primul rând și lăsând să se producă transformarea interioară necesară, fie că lucrăm prin terapie, fie că lucrăm prin terapie fizică de contact, fie că lucrăm prin ședințe de terapie conversațională, odată producându-se schimbarea, transformarea și ungerea sufletului prin starea lui normală de a fi, în felul acesta el aduce corpului lubrifiantul necesar ca să corpul să poată să lucreze la toate nivelurile energetice, să zic așa, la capacitate maximă. Mulțumesc, domnule Gheorghe Peagu. Îți mulțumesc și ție pentru că ai urmărit acest interviu inspirațional. Sper că te-au inspirat povestea domnului terapeut și informațiile valoroase pe care ni le-a împărtășit. Dacă vrei să faci pasul către transformarea ta interioară și către o viață mai sănătoasă și mai fericită, hai și tu să experimentezi terapiile alternative. Pentru mai multe detalii și pentru a te programa la o primă ședință gratuită, vizitează site-ul www.gheorghepeagu.com sau sună la numărul de telefon 0724 580 225.